Igiină pielei. Lecție dedicată elevilor din clasa a șaptea. Pielea constituie un înveliș neîntrerupt care se continuă la nivelul marilor orificii, de exemplu gură sau nas, cu o semimucoasă. Pielea este alcătuită din trei învelișuri și anexele ei. Cele trei straturi ale pielii sunt epiderma, derma și hipoderma, în care se află și glandele sudoripare și glandele sebacee. Anexele pielii sunt părul și unghia. Pielea prezintă următoarele roluri. Senzitiv. De înveliș și protecție. În termoreglare. În excreție. Pielea vine în contact cu foarte mulți factori din aer, apă, sol, obiecte sau animale, ori persoane. Factorii care afectează pielea pot fi factorii mecanici, factorii fizici, factorii biologici și factorii chimici, cum sunt acizii și bazele. Factorii mecanici sunt reprezentate în general de obiecte ascuțite care pot produce răni. Prin răni pot pătrunde microbii care infectează prima dată rana, mai apoi tot organismul. Din acest motiv trebuie să prevenim infecțiile prin dezinfectarea rănii cu apă oxigenată sau rivanol. În jurul rănii dezinfectăm pielea cu alcool medicinal sau tinctură de iod. Factorii fizici pot fi temperaturile extreme, foarte ridicate de peste 46 de grade, și radiațiile solare, care pot provoca arsuri. Arsurile pot fi de gradul 1, care afectează epiderma. Arsurile de gradul 2, care distrug epiderma și parțial derma și în care se formează vezicule cu lichid. Arsurile de gradul 3 afectează epiderma, derma și parțial straturile mai profunde. Există și arsuri de gradul 4, în care zonele arse sunt carbonizate. Arsurile de gradul 1 se spală cu apă și eventual se aplică spray-uri speciale pe rană. Arsurile de gradul 2 se spală sub jet de apă timp îndelungat, apoi se aplică pe zona arsă comprese sterile. La arsurile de gradul 3 zona arsă trebuie acoperită cu comprese sterile și accidentatul transportat la spital. Degerăturile sunt cauzate de expunerea îndelungată la frig. Tratarea degerăturilor se face prin încălzirea lentă a corpului și administrarea băuturilor calde. Factorii chimici utilizate în laboratoare sau în curățarea locuinței pot provoca arsuri. Arsurile provocate de substanțe chimice se spală sub jet de apă circa 20-30 de minute, mai apoi se pot neutraliza substanța cauzatoare. De exemplu, apă cu bicarbonat peste arsura cu acid sau oțet peste arsura produsă de bază. Un efect nociv asupra pielii și a anexelor pot avea produsele cosmetice utilizate în exces și incorect. De exemplu, acestea produc căderea sau degradarea părului. Factorii biologici sunt bacteriile, ciupercile, unele artropode și virusii. De exemplu, unele ciuperci produc micoze ale pielii, cum este micoza piciorului, ale unghiilor sau ale părului, cum este tricofiția. Este importantă prevenirea micozelor deoarece tratarea lor necesită mult timp. Dintre artropode parazite putem aminti râia sau păduchii. Provocare. Formulează 5 reguli pentru menținerea sănătății pielii și a anexelor pielii. Vă mulțumesc pentru atenție!